Capitolul 11. Încheierea cât mai frecventă a cât mai multor vânzări. Acest lucru îi poate surprinde pe unii dintre cititori: Însă, odată ce potențialii clienți spun nu, ei nu se vor răzgândi și nu vor cumpăra de la tine. Dar veteranii din vânzări îți vor spune adesea că majoritatea afacerilor sunt realizate după ce posibilii clienți zic nu, iar unele statistici afirmă că în jur de 60% din vânzări. Se produc după ce potențialul client a răspuns negativ de 5 ori. Cu toate acestea, rămân la afirmația mea că potențialii clienți nu se vor răzgândi și nu vor cumpăra de la tine. Totuși, posibilii tăi clienți vor lua o decizie nouă pe baza unor informații noi. Vezi tu, atunci când potențialii clienți spun nu, vânzătorul care are succes înțelege că negația înseamnă că ei nu știu suficient de multe lucruri pentru a se decide să spună da. Nu discuta niciodată în contradictoriu cu potențialii clienți. Trebuie să înțelegi că nu ți-ai făcut treaba până la capăt și să accepti responsabilitatea de a furniza informațiile necesare. Trebuie să le oferi potențialilor clienți motive, caracteristici, funcții și beneficii suplimentare pentru ca aceștia să poată decide astăzi să spună da. Cu ajutorul unor informații noi, potențialii clienți vor ști suficient de multe pentru a lua o decizie nouă. De data aceasta, una favorabilă. Trecerea de la nu la da. Pentru a-l face pe potențialul client să se răzgândească și să accepte, profesionistul din vânzări va pune întrebări cu scopul de a înțelege și a identifica obiecția. Apoi, vânzătorul se va identifica afectiv cu posibilul client pentru a înțelege obiecțiile. Însă, unii potențial clienți nu își vor exprima adevărate obiecție, alții nu vor ști adevărata obiecție. În ambele cazuri, ei operează adesea la un nivel al sentimentului. Cu aceste observații în minte, vânzătorul trebuie să testeze obiecția. Ca Profesionistul care lucrează în vânzări recunoaște falsele obiecții ca fiind așa zisul praf în ochi, adică o cacealma. Poate ai văzut la postul de televiziune PBS serialul ce prezintă comportamentele și obiceiurile Corilelor sălbatice. Când doi masculi se luptă, ei fac un spectacol destul de interesant. Se înconjură de câteva ori unul pe altul și zgârie pământul, luând câte o mână de praf pe care le aruncă în aer, ceea ce provoacă o mică furtună de pulbere sau o perdea de fum. Acesta e praful în ochi și mulți dintre potențialii clienți vor trece adesea printr-un proces similar. Unii dintre cititori au auzit gluma despre individul care a refuzat să împrumute vecinului de peste drum mașina de tuns iarbă. Când a fost rugat să explice de ce, el a răspuns, pentru că toate avioanele decolează cu întârziere astăzi. Ce fel de motiv ăsta? A întrebat indignat vecinul. Nu e unul prea grozav, însă atunci când nu vrei să faci nimic și nici nu urmează să faci ceva, nu prea contează motivul, a spus proprietarul mașinii. Pentru reprezentantul de vânzări profesionist, motivul contează astfel încât, pentru a descoperi adevăratele obiecții, tu vei dori să sondezi terenul. Două teste Două tipuri de teste te vor ajuta să identifici diferențele dintre praful în ochi și adevăratele obiecții. Aceste teste îi sunt de ajutor și potențialului client care nu știe cu adevărat care e obiecția sa, însă nu îi sură de ideea de a cumpăra. Testul presupunerii Primul test este cel al presupunerii, acesta implicând faptul de a adresa potențialului client întrebări ipotetice. Domnule potențial client, să presupunem că această împrejurare nu ar exista. Ați dori în acest caz să investiți în produsul sau serviciul meu? Dacă produsul nu ar constitui o problemă, ați luat decizia să cumpărați? Dacă ați avea o părere bună despre produs, ați lua decizia de a cumpăra? Dacă presupunem că produsul ați lua în acest caz decizia de a cumpăra, dacă poți identifica obiecția reală, ești în măsură să întreprinzi pașii necesari înlăturării ei sau să treci la următorul potențial client în loc să-ți pierzi timpul pentru a risipi praful în ochi sau pentru a încheia o vânzare care nu va fi realizată niciodată. Testul izolează și validează Al doilea test este cel al izolării și validării. Acest proces în două etape demonstrează dacă ai descoperit sau nu adevărata obiecție. Primul pas este să întrebi. Există vreun alt motiv care te-ar putea opri să profiți astăzi de oferta mea? Obiectivul tău este să scoți la lumină toate observațiile. Unul dintre cele mai frustrante lucruri care îi se pot întâmpla unui vânzător este să se ocupe de obiecție în mod competent și profesional, apoi să vadă apărând o alta. După ce ai răspuns la două obiecții, trebuie să întrebi în mod specific despre existența unei a treia observație. Acesta e singurul lucru care stă între tine și achiziția produsului nostru, sau mai e și altceva. Nu vrei să dai impresia că vei sta cu potențialul client întreaga zi până când el va veni în cele din urmă cu o obiecție la care tu să nu poți răspunde. Odată ce primești răspunsul nu, asta e tot, vei sintetiza pentru a valida. Deci, domnule potențial client, îmi spui că dacă. Și, nu constituie o problemă, tu ai cumpărat astăzi. Atunci când ai rezolvat acea obiecție finală, închei vânzarea prin a întreba. Să înțeleg că dorești să te bucuri cât mai repede posibil de avantaje. Astfel închei vânzarea. Scrie comanda. Obiecții pe care le vedem toți Obiecțiile facilitează înțelegerea unor lucruri care te ajută să satisfaci nevoile și dorințele potențialilor clienți. Oricând e posibil... Observațiile trebuie anticipate. Cu ajutorul programului de instruire al organizației tale și al propriei experiențe, ar trebui să nu întâlnești mai mult de una sau două obiecții noi în fiecare domeniu de activitate. Te vei confrunta cu obiecții standard, însă rar ori vei auzi unele noi. Prin urmare, cu suficientă planificare atentă și anticipare, poți pregăti răspunsuri rezonabile la obiecțiile potențialului client. La urma urmei, Observațiile fac parte din viața fiecărui vânzător profesionist. Atitudinea noastră față de ele influențează foarte mult gradul de eficiență cu care ne ocupăm de obiecții. Mă voi întoarce. Ca răspuns la celebra obiecție, vreau să analizez oferta sau dăm voie să mă gândesc câteva zile, Tim Jones din Campusville, Kentucky, a descoperit un răspuns interesant. După ce îi oferă potențialului client o prezentare extinsă și complexă, adresează întrebarea care îl obligă pe potențialul client să-și exprime decizia. Dacă cere timp să analizeze oferta, timp zâmbește, se ridică și spune Bine, merg puțin după colț să beau o cafea. Mă întorc în 15 minute, așa că vă las să discutați și să luați o decizie. Înainte ca potențialul client să-i poată da un răspuns, el iese pe ușă, lăsând actele de vânzare în urma lui. La întoarcere, Tim reia întrevederea din locul în care a lăsat-o spunând În ce fel v-ați decis că ar fi cel mai bine să actualizăm acest instrument de economisire? Lunar, cu noire automată sau cu bonificațiile anuale? Cel mai adesea el reușește să vândă. Pistolarul Unii vânzători încep să savoreze demontarea obiecțiilor mai mult decât ar trebui. Ei permit orgoliului să intre în scenă și sunt practic dispuși să încurajeze exprimarea obiecțiilor pentru a-și putea demonstra inteligența și abilitățile. Acești vânzător ajung să fie asemenea unor pistolari, dornici să se încaire, hai să te văd potențialul client. La fiecare întrebare pe care o ai, eu am un răspuns. Nu uita, obiectivul tău nu e să vezi la câte obiecții ești capabil să răspunzi, ci să demonstrezi cât de benefice pot fi pentru potențialul client produsele și serviciile tale. Iar vânzarea nu se sfârșește atunci când ai învins obiecțiile și clientul a spus da, de fapt, vânzarea e doar începutul. Ea se termină atunci când acordul e semnat, bunurile sunt livrate și plătite, iar consumatorul e mulțumit.